punësim për jetën sinë tëmë dinohë për stadionu lë dërujbi din Valja Aurie, stadionu lë dërujbi Bebe Bubo, kësmi bloka së në tjaun, pra unë e këtë domnul Marin Arion, vë invitem la un nou meq dërujbi domnul Marin, bun gësit. Bună ziua și bine ați revenit să urmărim împreună meciul teribil între CSM Sibiu și Lions Arad. O să fie un meci interesant, așa cum vorbeam și noi înainte de a intra în această legătură. Am mai văzut meciuri între cele două formații. Să vorbim puțin înainte de a prezenta echipele, câteva cuvinte despre ce vă așteptați să se întâmple la acest meci. Câștigăm sau nu? Păi la acest meci va fi destul de echilibrat. Echipa Lions Arad e cam de aceeași valoare ca a Sibiului și ar trebui să vedem un meci frumos și echipa sibiană să câștige până la sfârșitul meciului. Sperăm să obținem cât mai multe puncte. Iată și componența celor două formații. Oaspeții de astăzi, numărul 11, Paladă, numărul 7, Dascălu, numărul 3, Bontaș, numărul 6, Stoică, numărul 16, Groza, numărul 4, Groza D, numărul 13, Găvriș, numărul 2, Buzia, numărul 17, Bolan, numărul 25, Memeria, numărul 12, Strună, 26, Tenase, 11, Tișcă, fără număr este Ciubotaru și 19 joacă Bădan. De partea cealaltă, gazdele, echipa noastră, CSM Sibiu, începem cu Paul, numărul 1, Muntean, 2, Olteanu, 3, 4, Banciu, 5, Gâlia, 6, Avram, 7, Platon, 8, Belia, 9, Ștefănel, 20, Mariei, 12, Curta, 13, Horneț, Bărculeț cu 14, Opriș cu 11 și Liță cu 15. Răzvan Borcan este antrenorul CSM-ului. De partea cealaltă, domnul Epure pregătește Lions Rugby Club UVVG Arad. La centrul se află domnul Coșocnean. CSM Sibiu a avut repunerea de începerea a meciului. Jucătorii arădeni au prins mingea, au plecat la atac și au comis un înainte, o grămadă cu introducerea sibiană. Ștefănel introduce în grămadă, deschide la Amarie la uvertură, o minge de urmărire. Banciu prinde mingea de urmărire, pleacă la atac, creează un mol, deschide la Mariei, Horneț, Opriș, jucătorii sibieni sunt în atac, Curta la minge, Paul încearcă să spargă apărarea arădeană, un mol, și jucătorii de la Arad au fost prinși în offside. Deci lovitură de pedeapsă pentru CSM Sibiu. Să vedem ce hotărâre vor lua jucătorii. Încearcă transformarea. Încearcă o transformare la buturi. Fiind meciul de început de meci, scor 0-0, dacă ar da, ar fi pentru moralul lor. Amariei se pregătește să execute lovitura de pedeapsă. A fost ratată. Mingea va fi repusă de pe 22. De la linia de 22. De câte arădeni. Înainte. Deci jucătorii arădeni au repus de la linia de 22 lovitură scurtă. Și au comis un înainte. Grămadă introduc Sibiu. Arbitru nu i-a dat voie la grămezi să se lege din cauza că mingea nu era
A venit mingea, le legată, a câștigat-o Sibienii, Stefanel la Maria, Maria încearcă să treacă de jucătorii arădeni. Bela recuperează mingea. La Gâlea preat Molu. Curta la minge. Bela încearcă să spargă apărarea adversă împreună cu Banciu, se creează un mol pe partea închisă, Curta. Da, e un mingea, mol acolo în posesia sibienilor. Ștefanel scoate încearcă să spargă. Probabil mingea, deci lovitură liberă pentru sibieni, pentru că jucătorii de la Arad au fost prinși în offside. Sibienii execută o margine, marginea fiind tot a lor, acum cu o tușe prepusă bine și prinsă, ar putea să scrie un eseu, fiind aproape cu grămada. Să vedem ce hotărâre vor lua jucătorii sibieni. Repune din margine Alex Muntean până la Belea. Belea prinde foarte bine, se grupează sibienii. A fost prăbușită grămada? A fost prăbușită. Mingea e la noi până... Molu. Mingea este la Sibiu. Pleacă un pick and go pe lângă Mol. Același pick and go. Jucătorii sibieni au ținut mingea n-au eliberat mingea. N-au eliberat mingea. Ca atare, arbitru Freire se dă lovitură de pedeapsă pentru Arad. A fost o șansă pentru ca Sibiu să marcheze, să sperăm că vor mai veni și altele. Da, am avut două ocazii bunicele până acum. A fost acea încercare de transformare a lui Radu și acest... Deci până acum margin. Sibiu a fost tot în terenul Aradului. Fratele, stai așa! Nu ținte aici! Două mingi în teren. Una de arbitru afară, va fi repusă de arădeni și câștigă marginea. Da, se creează un mol. Duc acest mol sus. Jucătorii arădeni avansează cu molul, pleacă pe lângă mol. A fost jucătorul oprit acolo 6. Stoica. Stoica. Ciubotaru a scos. Gâlea iasă foarte bine la placaj. Mingea a fost câștigată de arădeni, un șut de urmărire până în terenul de ținte și mingea a fost culcată de Liță. Deci mingea va fi repusă de pe linia de 22. Va repune a Mariei. Nu e, mă, joacă! O minge înaltă, scăpată de Bărculeț. Da. Mingea a fost foarte bine bătută, deci de pe 22 o minge înaltă, ca jucătorii să ajungă, să o prindă, să intre în posesie ei. Ideea a fost bună, din păcate Bărculeț a făcut înainte, deci se dă grămadă cu introducerea arădeană. Introduc arădeană și câștigă mingea, deschide pe linia de 3 sferturi.
Dacă Sibiu profită acum, neprofit. N-au profitat jucătorii sibieni. Se dă grămadă, prima greșeală a făcut-o Aradu. Deci încă o grămadă. Ordonată introduce Ștefănel. Introduce Ștefănel, sibienii și-au câștigat mingea, șut a lui Amariei, un șut bun care au câștigat 20 de metri de teren. Jucătorii arădeni vor repune din margine. Au prins sibienii pe marginea arădeană. S-au grupat. Este cel care ține acolo Munteanu. Mingea. Mingea nu a ieșit afară. Deci s-a văzut de aici, jucătorul arădean era în offside, dar arbitru până la urmă hotărât că a fost balonul ieșit afară. Înainte de intervenția jucătorului arădean. Da, aproape să câștigăm din nou marginea lor. Tușă strâmbă. Deci mingea la margine se creează o culoare între cele două echipe, trebuie aruncat pe mijlocul culoarului. Mingea n-a fost repusă pe centru, a fost pe partea arădeană. A fost bâlbăită de Arăden și arbitru a dat grămadă. Introduce Ștefănel. Ștefănel scoate până la Mariei. Orneț. O schemă sărită. Opriș. La Mariei. Acum opriș, da? Opriș la minge. Se creează un mol. Gâlea. Belea. La balon. Se creează un mol. Și avem eseu, un prim eseu. Înscris de Ștefănel. Fie acum o încercare ușor laterală, să vedem dacă încercarea tot Radu va fi Radu Amariei, va fi cel care... E cam care greu de... El va încerca să... dreptace lovitura care precede eseului. E cam o poziție cam grea, dar... Să vedem execuția lui Radu Amariei și poate marchează. Foarte bine a jucat Sibiu această minge, o acțiune organizată pe grămadă. Și n-a fost acum încercarea. Deci scorul este rămâne 5-0 pentru Sibiu. Sibiu. Repun arădenii mingea în joc.
prin jucătorul cu numărul 25. Este Tănase. Merea acolo. Merea. Da. O minge lungă până în 22 Sibian, Ștefănel, a Mariei, un șut. Minge scăpată în față. Minge scăpată în față și grămadă. Bine, au introducerea. A jumat la centrul terenului, să sperăm că vor iniția un atac. Ștefănel introduce. Grămada s-a răsucit. Deci se repetă. Deci dacă jucătorii nu împing în grămadă și grămada se răsucește, grămada se formează din nou. Curta la balon, Bărculeț. A fost prins acolo din spate. Jucătorul Sibian a ținut mingea, da? Nu a fost să fie jucată de către Arădeni. Jucătorii Sibieni au avut 10 metri de la locul care a marcat arbitru lovitura de pedeapsă și arbitru a hotărât lovitura de pedeapsă care va fi încercare de transformare pentru echipa din Arad. ceva de metri, distanța e mare, lateral, dreapta, stânga pe atacul arădean. Să vedem dacă avem, trebuie și forță și direcție. Mingea pe lângă. A fost încercarea de transformare a lui Meria. Mingea va fi reluată de la linia de 22 oricum, de metri. A fost cam singura ocazie pe care au avut-o arădănii până acum. Deci încearcă și ei orice mijloc de a marca. Din lovitură de pedeapsă. Pentru că forțele sunt cam la fel și repus a Mariei. Jucătorul arădean, un șut de urmărire, opriș. Mingea, arbitru face semn că mingea a fost pasată înainte, deci grămadă introduce Aradu, un jucător accidentat. Dacă tot a venit și pauza, să facem și un anunț. Cei care vreau să-și trimită copiii la să practice rugby, în fiecare marți și joi de la ora 16:30 în fața la stadionul municipal, unde îl vor găsi pe Horea Stoica.
grămadă introduc arădenii, pleacă închiderea de grămadă cu mingea, foarte bine placat. Să fluiere pleacă jucătorul de la Arad la atac. Horneț îl plachează. Pleacă pe lângă mol arădenii. Deschid pe linia de trisferturi. Un placaj foarte bun dat de Belea. Altul placaj dat de Horneț. Banciu iară un placaj încearcă să... A placat acum Groza. Jucătorii sibieni se apără foarte bine. Nu le dă voie la arădenilor să inițieze un atac. A ieșit la placaj bine. Acum sibienii atacă. Ștefănel. Un mol. Jucătorul arădean a ținut mingea fiind singur. Altă variantă nu avea. O ții cu bună știință, știi că primești lovitură de pedeapsă, dar dacă jucătorii sibieni erau 3-4 și el era singur, dacă o lăsa, deci putea să fie încercare, dar și-o asuma riscul știind că primește o lovitură de pedeapsă, dar a îndepărtat pericolul de la echipa lui. Belea primește de la Ștefănel. Termină o deschidere ca din tun. Arădenii a intrat în posesia mingii. Deci arbitru, a fost o greșeală sibiană înainte și arbitru vine la vechea, la prima greșeală. O ciondăneală între echipe ca cocoșe. Spiritele s-au calmat. Și jocul reîncepe cu o grămadă pe introducerea arădeană. Pleacă arădenii pe lângă grămadă. A fost placat de Platon foarte bine. Și lovitură de pedeapsă pentru Sibiu. Jucătorul numărul 8 de la Arad o ținut mingea. Joc tensionat, ambele echipe sunt conectate la meci. Domnul arbitru cheamă capitanul de echipă a Mariei și cu numărul 17 de la Sibiu, 10 minute. Bălan, da, Bălan și a Mariei. Jucătorii sibieni încearcă să transforme lovitura. Băi, ați venit să vă bateți sau să jucați, băi! Jucați lui, bine! Băi, nu le rușine! Curta este... cel care va încerca să se transforme acum. Da, și a reușit Curta să aducă Curta. Prima transformare, de transformare, da. A sibienilor.
Ne-am reîntors, suntem tot în prima repriză și asta pentru că am avut și o scurtă pauză de hidratare. Mă gândeam că la un moment dat s-ar fi putut să ia pauza ceva mai repede, am urmărit-o. Probabil arbitru, după temperatura care e afară și Alex Belea sparge. Haide să-l urmărim pe Belea. Pas la Platon, Platon e prins. A fost o cursă bună a lui Belea. Alex Belea, jucătorii sibieni țin mingea jos și domnul arbitru lovituri de pedeapsă. Aradu pleacă la atac. Neavând 10 metri de la locul unde a marcat lovitura de pedeapsă, au fost dat 10 metri. Arădenii încearcă să scoată o margine. Au reușit. Au trecut în terenul advers. O margine scurtă. Deci e formată numai din 3 jucători. Dar și-au bătut greșit Platon, marginea, au recuperat. Au recuperat Platon, Ștefănel. Pleacă, a fost prins, creează un mol. Lovitură de pedeapsă pentru că nu avea voie să dea cu piciorul mingea. 10 metri pentru că n-au respectat distanța regulamentară de la locul marcării de către domnul arbitru. De la fiecare lovitură de pedeapsă, jucătorii trebuie să se retragă la 10 metri. Dacă nu se retrag la 10 metri, arbitru fluieră. Sibieni scot o margine. Arbitru a făcut lovitură de pedeapsă, Liță a șutat mingea în margine, repunerea au tot sibienii. O margine bătută scurtă. O tușă rapidă pe față. Și sibienii au comis unul înainte. Deci Paul ne-a bătut la omul 1. A fost înainte. Arbitru aștepta să vadă dacă se creează un avantaj, nu s-a creat și a fluierat grămadă introducere brașoveană. Pe linia de 15 metri. Pleacă închizătorul Arădean la atac, Belea îl plachează, Liță plachează, iasă bine și el, Banciu a ieșit bine în apărare, pleacă iar Arădenii pe lângă mol. Sibienii n-au respectat distanța. Jucătorul și-a pierdut mingea. Arădean a vrut să facă o schemă și a scăpat mingea în față. Neprofitând echipa sibiană, se dă grămadă. În echipa sibiană, în locul lui Alex Munteanu, a intrat Pădureanu. Belea pleacă cu Demiu. O minge joasă. N-a mai putut fi prinsă de câte Ștefănel. Și se dă grămadă.
Ștefănel a comis unul înainte, dar n-a fost vina lui, a fost vina la cel care a transmis pasa. Pleacă brașovenii la atac, pe lângă grămadă, pe partea închisă, se creează un mol. Arbitrul cheamă pe Ștefănel, arată cartonașul galben. Inferioritate numerică pentru 10 minute pentru echipa sibiană. O margine. Pe linia de 22. O greșeală și un om în minus 10 minute. Sibienii acum sunt 13, pentru că are și pe Amarie eliminat. Deci acum se joacă 13 contra 14. Lovitură de pedeapsă, Liță obstrucționa jucătorul brașovean. De nu i-a dat voie să intre în posesia mingii. Arbitru fluiera lovitură de pedeapsă. Bun placajul lui Gâlea. Platon încerca să scoată mingea printr-un șut. Arbitru revine la prima greșeală comisă de brașoveni. Dă grămadă pe introducerea sibiană. Introduce Liță în grămadă pentru că Ștefănel îi elimina 10 minute. Curta, cuvertură în locul lui Amariei până reintră în teren. O minge foarte bine bătută, prinsă de el și de Horneți. Bine, Curta! Scapă acolo frumos. Bine, la Liță. Liță a fost prins. E un mol. Înainte comis de Horneți. Grămadă introduc brașoveni. Introdus brașovenii, pleacă închizătorul de grămadă, foarte bine prins de Paul. O lovitură de pedeapsă, arbitru a revenit la prima greșeală, neprofitând jucătorii arădeni. Atare le acordă o lovitură de pedeapsă pe care arădenii încearcă să o trimită în margine, pentru că marginea va fi tot a lor. Margine pe centrul terenului. Arădenii vrea o margine redusă. Au intrat Amariei și jucătorul. Foarte bine placajul lui Curta. Arădeni își câștigă mingea. Bine,
obstrucție a jucătorului Sibian. Deci mingea, dacă e plecată din mână, din piciorul jucătorului advers și obstrucționez, se dă lovitura de pedeapsă pe loc unde cade mingea. Așa s-a întâmplat și acum. Se apropie sfârșitul primei reprize. Jucătorii vin mai greu la grămezi și la margini. Se simte oboseala. Repune Arădene și câștigă-o Palat de acolo. Marginea, un mol. Jucătorii sibieni se apără bine. Introduc jucătorii sibieni. Antrenorul Răzvan Borcan le-a dat un sfat jucătorilor, să sperăm că vor reuși să-și câștige mingea. Un șut. Pauză. Și a venit momentul să luăm și pauză, 8-0, așadar pentru acest MSB în fața celor de la Lions Rugby Club Arad. Revenim imediat, rămâneți cu noi. Întors cu cea de-a doua repriză. După primele 40 de minute, CSM Sibiu conduce cu scorul de 8-0 după un eseu marcat de Ștefănel și o încercare a lui Curta reușită. 8-0, așadar, pare un meci încă destul de echilibrat. Jucătorii sibieni au marginea. Le pune Paul, prinde Belea. Tușă strâmbă. Dacă mingea nu e aruncată pe culoare între cele două echipe și înspre echipa care aruncă, arbitru dă grămadă pe linia de 15 metri. De la tușă este o linie de 5 metri și una de 15. Între linia de 5 și cea de 15 stau jucătorii prinzători în margine. În linia de 5 până la tușă n-are voie decât talonier advers, cel care execută, și talonierul advers. Introduc Arădenii, pleacă pe lângă grămadă. A fost Stoica cel care a pornit. Atac acum lui Tănase. Iată-ne repriza a doua, jucătorii Arădenii în atac. Să vedem cum vor ieși sibiene din
situația asta fără să primească Dumnezeu. Câștigă Sibeni, Amarie o margine scurtă, dar sigură. A înlăturat pericolul cu câțiva metri. Deci până vine altă minge, că cea care s-a jucat s-a dus în pădure. Mai fac un anunț că Rugby Club Sibiu, cine vrea să-și trimite copiii la Rugby, Rugby Club Sibiu, primește copii în fiecare marți și joie de la ora 16:30 la stadionul municipal, unde îl vor găsi pe Horea Stoica, cel care va face antrenament cu viitorii jucători de rugby. Arbitru. Sunt foarte nervoși astăzi, cam toți. Îl elimină 10 minute pe Bele. Atâtea eliminări nu a avut CSM-ul într-un an competițional. Asta vreau să spun, că sunt astăzi destul de agitați astăzi. O discuție între jucătorul cu numărul 6 de la RAS și arbitru Cojurnean. Rămadă câștigă Redeni, pleacă la atac. Jucătorul cu numărul 6 de la Rad încerca să spargă apărarea sibiană. Sibiene până acum s-a apărat bine. Acum iarăși sibienii sunt în atac. Jucătorii sibieni se apără. Foarte bine și Barculeț. O lovitură de pedeapsă. Arădenii au plecat la atac. Se apără foarte bine jucătorii Sibiului. La câțiva metri acolo de terenul de țintă, foarte bine se apără CSM-ul. La fel e foarte periculoasă și ESEU. ESEU. Înscris. ESEU a început foarte bine repriza în secundă, cei de la Arad. De la început, la repriza secundă, au fost tot în terenul sibienilor și plecarea lor, cum se spune, din terenul advers a materializarea unui eseu. 5 puncte. Și Muntean pare că are ceva probleme serioase. Cred că s-a accidentat ceva mai devreme, de aceea a fost nevoie și de intervenția unei salvări smurt. E transformare acum pentru Arădeni. 25 Memeria este cel care a reușit transformarea. Rămânem în... Alex Muntean a venit după, a fost accidentat, a fost operat, a vrut să joace. Știți cum e, dorința asta de a juca e mare. Și probabil n-a fost recuperat 100% și accidentarea a recidivat. Deci acum este scorul 8-8.
îi pun Sibiene prin Amariei. A ieșit Paul și a intrat Lechințan. Și a ieșit și Gâlea. Și intră este 8 la 7. Da, 8 la 7 pentru Sibiu. Da, am greșit, că a fost. Da, anunțam ceva mai repede la egalitate 8-8, dar era o transformare după este 8 care 2 puncte. Da, 8-7. Și 8-7. A intrat și Postolache. Sibiu încă cu un jucător în minus, a Mariei. Da, cred că s-a cunoscut și acest lucru destul de mult, să joci, mai mereu au jucat în inferioritate. Meciul ăsta, nu chiar toată repriza, dar... Nu, mare parte din meci, puține sau nu foarte multe minute au fost la egalitate numerică. S-a comis un înainte decât echipa sibiană, introduc Caradeni. Avem o grămadă în care va introduce jucătorul la Radului numărul 17, e vorba de Bălean. Da, scoate mingea acolo într-o margine. Deci echipa arădeană a scos mingea din grămadă până la... un jucător de pe linia de 3 sferturi care a șutat-o și a scos o margine la 25 de metri de terenul lor de țintă. Marginea va fi repusă de câte jucătorii sibieni. Hai Sibiu! Hai Sibiu! Vă mingea asta! Hai Sibiu! Repune mingea Postolache. Foarte bine până la Avram, Avram prinde, se grupează Sibiu. Mingea la Banciu. Jucătorii arădeni au încercat să prăbușească. Și a fost o lovitură de pedeapsă. Pe linia de 15 metri. Curta încearcă să transforme lovitura de pedeapsă. Dacă da, suntem totuși destul de aproape de ei, ar fi bine să reușim. Bine dacă o dă, pentru că ne-am duce la 4 puncte și chiar dacă vor da o lovitură de pedeapsă. Mingea e lateral dreapta pe linia de 15 metri de la margine. Nu țin prea spre dreapta. Dar rămâne 8-7. 8-7. Repunere de la linia de 22. Repune Arădeni. Mingea repusă de câte Arădeni. Un șut al Uliță. Și mingea a intrat în 22. Un ștamf a jucătorului Arădean. Se vede diferența de gabarit.
Arădeni încearcă să plece la atac. Sibieni fac presiune pe Arădeni, prin Banciu și Colteanu. O minge de urmărire, prinde Olteanu, Opriș, Ștefănel, Costolache, pe partea închisă Curta cu Horneț. A încercat o minge de urmărire Curta și mingea a ieșit în... Se pare că mingea a ieșit în aut. Intră Belea după eliminarea de 10 minute. Grămadă pe linia de 15, introduc lovitură de pedeapsă. Înseamnă că un jucător de la Arad a obstrucționat în margine. Nu i-a dat voie jucătorului prinzător să sară la minge și primesc o lovitură de pedeapsă, pe care Sibieni ar putea o transforma, că... Deci ei hotărăsc să o joace cu grămada. Bună, dar o vor juca de jos. Curta, Banciu, Ștefănel, pe partea închisă, Horneț, un mol, tot Sibieni scot mingea, Banciu, intră Banciu să spargă apărarea adversă, la Curta, Olteanu, încearcă să spargă apărarea adversă, să treacă prin apărare și jucătorii Sibieni pun repede și... Sunt acolo la 20 cm, Eseu. Eseu. A durat puțin mai mult de la acea lovitură, dar până la urmă a venit și Eseu. Da. Staicu. Staicu a scris Eseu pentru CSM Sibiu. Avem 13-7 și șansa să înscriem și aici, pentru că e o poziție destul de aproape și destul de centrală de buturi. Da, încearcă Bărculeț să transforme lovitura. O dă. Deci două puncte Bărculeț. Am ajuns 15-7. Un scor cât de cât mai bun. Da. Un scor bun, având în vedere că suntem în repriza a doua, efortul fi mare, căldură mare. Și aproape de fiecare dată mai puțini. A ieșit Opriș, la Sibiu și a intrat Ungureanu. Nu facă nimeni! Doi să trebuie să facem! Ai auzit, mă? Băi, ați auzit!
Minte Postolache, mintea trebuie grupată. Mingea e la Sibien, Ștefanel se pregătește să deschide la Amarie, Amarie la Belea, Belea o minge de urmărire. S-a dus bine jucătorul Arădean până la linia de 22 a CSM-ului, s-a creat un mol. S-a comis înainte, introduc jucătorii sibieni. Da, avem avantajul și asta e important. Și joc în prima repriză, dar apoi au început bine. Dar Rubi, avantajul ăsta nu-i ce știi ce avantaj, pentru că dacă ei ne marchează un eseu și o transformare, iarăși lângă noi, la un punct diferență. Asta că am rotit acolo grămada. Da. Deci am mai spus, jucătorii au voie să împingă perpendicular liniile de margine. Dacă se rotește grămada, se repetă. Introduc sibienii. Ștefanel pleacă. Mi-a dat emoții Ștefanel, mi-aduc aminte de meciul trecut când a încercat să plece de acolo cu ea. Comis-o, acum era cât pe ce să... Da, i-a dat drumul acum și a făcut foarte bine. Bine, acum era puțin mai departe de Butor, dar situația e asemănătoare. A fost foarte bună, a ajuns la centru, deci pericolul a fost în cât de cât înlăturat. Basând la centru, ar putea iniția și un atac de aici, dar Tușa... Ce-a încat acolo să spargă Arganii. Mingea a fost ținută de câte jucători arădeni și lovitură de pedeapsă pentru sibieni. Mingea va fi repusă de Amariei. Abraham pasă la Bărculeț, care... A spus ceva mai devreme că putem porni un atac din margine. Uite că a venit atacul imediat de lângă margine. Eseu, așadar 5 puncte trecute pentru Bărculeț. La Bărculeț, un jucător de mare viteză, dacă prinde culoare, e greu de prins. El mai firav, așa, dar dacă prinde culoarul bun, se duce. Mai ales că la Arad era și unii mai grei. Aici era cam era greu, adică imposibil să-l prindă. Nu știu dacă știți, dar o să mai vedem două eseuri marcate de Bărculeț. Cum a... E sarcină dată de coechipieri. Amarie se pregătește transformarea. Bravo, Grețu! Bun, a venit și aceasta încă două puncte pentru Amariei. Cred că sunt primele pentru Radu. Da. Da, 22 la 7 scor. Care ăla din aici? Da. La poartă aia. Da, l-a dat pe lângă bară. Hai,
Arădenii repun mingea în joc, o minge lungă a ieșit în linie de balon mort, deci grămadă la centru, introduc Sibieni. Deci de la lovitura de începere, dacă mingea nu rămâne în teren și iasă în balon mort sau direct în margine, se dă grămadă la centru. Pe introducerea adversă. Introduc Sibieni. Minge bâlbâită între Ștefănel și Belea. Un înainte. Deci cu câțiva metri au câștigat arădenii. Grămadă introduce Aradu. Se aude vocea lui Răzvan Burcan, care le dă niște indicații elevilor lui. Să sperăm că indicațiile sunt bune și la sfârșitul meciului CSM-ul va fi câștigătoare. Pleacă arădenii pe lângă grămadă. Sibieni se apără bine. Mingea este tot la arădeni. Bărculeț îl plachează pe jucătorul arădean și jucătorul arădean comite un avan. Presiunea făcută de Nelu Ungureanu asupra jucătorului arădean. Introduc Sibieni. Ce caut al... Era opsai, n-avea ce căuta de miu advers. N-avea ce căuta jucătorul arădean. Mingea, până nu părăsește grămada, nu poate să o ia el. Mingea era între picioarele la închizătorul Sibian. A crezut că îl fentează pe domnul arbitru și puteam scrie. Deci la un orice meci, că e de rugby, că e de orice, se încearcă tot felul de șmecherii. Dacă ține, ține, dacă nu ține... S-a încercat. Băi, am venit degeaba, bă, dă-și tu un leseu, bă! Băi, bă, da, bă, du-te, dracu, ce trebuie, trebuie, hai, băi, hai, băi, hai, băi, 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 nu, băi, lasă, băi, ce bă, de mergi acolo! A discuție între Pădureanu și Gabi Dobre. Doi veterani a echipei CSM Sibiu, care la vârsta de 40 de ani încă vin și joacă. Prinde banciu. S-a creat un mol. Jucătorii sibieni au greșit și arbitru dictează grămadă ordonată cu introducerea arădeană. Încearcă acolo Ștefănel, cred că era, a încercat să recupereze, în răfit, scapă arădenii înainte și e șansă de eseu.
e aproape de eseu, acolo la bară. Avan, comis de jucătoria A. A atins butul, nu, semnul arbitrului Avan. Înainte și introduc Sibiene. Că dacă mingea nu poate fi culcată și atinge butul, atunci se dă grămadă la 5 cu introducerea echipei în atac. Dar semnul era de înainte. Acum băieții dacă se concentrează și... Ștefanel pleacă la Mariei. Un înainte. Comis iarăși de jucătorii Sibieni. Arbitru fluieră și dă o grămadă cu introducerea Rădeana. Oboseala, ne apucăm, ne apropiem de sfârșitul meciului. Se resimte căldura, oboseala. Se pregătesc jucătorii de alegan grămada. Arbitru nu-i lasă să lege până nu execută comenzile. Arădeni își câștigă mingea. Ștefanel a încercat să blocheze mingea. Oprins mingea, a plecat la atac, a fost blocat. Jucătorii sibieni le-au furat mingea. Jucătorul Arădean a ținut mingea, deci lovitură de pedeapsă. Se execută o schimbare, iasă George Banciu, intră Cristea. Ungureanu a încercat să spargă apărarea arădeană. Un mol. Iasă mingea la Cristea. Cristea formează un mol. Mingea la Pădureanu, care încearcă să pătrundă prin defensiva adversă. Busculadă, Răzvan Borcan să o fugi să se tempereze elevii. Să vedem ce hotărâre va lua arbitru. Arbitru cheamă capitanul de echipă. A fost un meci, un meci foarte... Meci frumos. Foarte încins, așa. Deci jucătorii arădeni, înainte de meci, când am discutat cu ei, au venit să câștige la Sibiu. Acum, nu cred că ar fi venit de la Arad până la Sibiu doar așa pentru plimbare, dar parcă totuși sunt cam mulți nervi, mult prea mulți nervi. Spiritele s-au calmat. Trimite arădenii în margine. Mingea a fost trimisă de un jucător de la Arad în margine și va fi o margine cu repunere sibiană. Margine pentru Arădeni și au câștigat mingea. O minge deci, ținută... de pedeapsă da. Pentru... Arădeni, un jucător sibian a comis obstrucție în margine. Jucătorii arădeni încearcă să execute lovitură
de picior pentru a câștiga teren. Mingea a ieșit în margine. 25 de metri de terenul sibian, de linia de țintă. O margine, o câștigă sibienii în marginea arădeană, dar arbitru a fierat, care au greșit, deci jucătorii sibieni au greșit, se dă o grămadă cu introducerea arădeană. Arădeni își câștigă mingea în grămadă, pleacă pe lângă grămadă, foarte bine a ieșit la jucătorii sibieni în apărare, au ieșit foarte bine, s-a creat un mol, jucătorii sibieni au ținut mingea, de lovitură de pedeapsă, arbitru pleacă, o repunere repede. Jucătorii arădeni sunt în atac. Minge scăpată înainte. Arădeni scapă mingea înainte, Sibiu încearcă să profite. Ungureanu. Nu e poziția lui cea mai bună acolo, mă gândesc. A venit și Ștefănel. Rămânem în posesie. Belea. Mingea iasă în aur. Foarte frumoasă faza. Având în vedere că e aproape sfârșitul meciului. Deci jocul se ia printr-o margine. Foarte bine, foarte frumos. Frumoasă faza. O margine scurtă, trei jucători în margine, ceilalți trebuie să stea la 10 metri de margine, câștigă Arădeni, pleacă la atac, foarte bine, bun placajul sibienilor. Jucătorii sibieni au fost prinși în offside. Nu s-au retras la 10 metri. Jucătorii arădeni n-au putut înainta. S-a ferat. Lovitură de pedeapsă. O minge la arădeni. Scapă. Ungureanu înțeapă. Mol. Va fi la 5 metri. Grămadă cu introducerea sibiană. A Mariei la Ungureanu, dar a fost pasă dată înainte. Putea fi un eseu. Dacă mingea era transmisă de către a Mariei, mai repede la Ungureanu. Dorința sibienilor de a câștiga acest meci este foarte mare. Alex Muntean și Neluțu Ungureanu
nefiind refăcuți, totuși au intrat să joace ca să câștige meciul cu Aradul. Ștefănel îl încurcă pe Demiu advers, îi fură mingea a Mariei. Încearcă acolo să spargă, Maria este prins. Prins de jucătorii Arădeni, deschide la Cristea. Cristea, foarte bine Cristea, foarte bine, stă pe picioare, foarte bine. Foarte bine mingea la Gabi Avram acum. Un jucător de la Arădeni era în offside, mingea e la Sibieni. Curta la Ioseu. Ioseu scris de Hornex. Da, din nou fază, din nou fază frumoasă a Sibiului. Stăm liniștiți acum. O fază frumoasă, un atac prelungit. Ați văzut, a fost în partea dreaptă, s-a dus pe centru, s-a dus... Și până la urmă n-au plecat jucătorii Sibieni din terenul Arădenilor până nu au marcat. Acum putem să stăm liniștiți. 27-7 până acum. Să vedem ce va face Radu. Își pune mingea pe con. Având în vedere scorul cu care conduc, SM-ul să mai fac și glume. Ar fi fost un spectacol de comedie dacă fiecare ar fi avut un microfon acolo. Da, da. Ei, când... A reușit un șut frumos, Radu. Și pune capăt meciului arbitrul central, așadar e... final de partid aici pe stadionul de rugby pe Bobu Boc din Valea Aurie. Final de partidă, vom face și ceva calcule aici să vedem scorul. 20. Exact. 29. La 7 pentru Sibiu, da, o diferență. O diferență destul de mare. Un meci echilibrat, frumos. Sperăm că vom mai vedea asemenea meciuri frumoase. Primul meci care va fi aici la Sibiu, va fi un 18 mai, meciul de Old Boy dintre CSM Sibiu și Melun, echipa din Franța. Rămâneți cu noi aici? Cei care vreau să vină la... La meciul meci. De Old Boy, o să fiți cu noi aici sau nu? Și. Faceți un simbu, da? Facem. Bine, mulțumim mult pentru participarea de astăzi, Cosmin Blioca și Marina Arion alături de dumneavoastră. Să aveți o săptămână frumoasă, rămâneți alături de noi, la revedere! Mulțumim.